Ecaterina, fetița cu inimă de învingător, care a chemat în luna bucuriei și a speranței mii de credincioși pe drumul unirii în rugăciune, face pași spre vindecare. Ajunsă de aproape o lună în Germania, Ecaterina și-a recuperat auzul și face terapie cu obiecte. După o perioadă de cumpănă cu multe complicații și greutăți, Ecaterina, fata părintelui Nicolae Dima de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din capitală, a început de aproape o lună recuperarea neurologică într-o clinică de lângă Dresda, Germania. Micuța luptătoare recunoaște voci și răspunde prin semne la melodiile preferate. Starea actuală a fetei, așa cum a afirmat tatăl ei pe rețelele de socializare, este una de recuperare a simțurilor. Se lucrează de asemenea intens la mobilitatea corpului și recuperarea simțului tactil prin terapie cu obiecte. Totodată, specialiștii o supun pe Caterina unor curente sesiuni de muzicoterapie. Acești pași spre vindecare arată încă o dată marea lucrare a lui Dumnezeu. Sesiunile de terapie vor continua pentru Ecaterina până la recuperarea neurologică completă.